Bucuria poveștilor este o nouă emisiune care va intra de miercuri în grila Trinitas TV. Programul este dedicat tuturor iubitorilor de povești, indiferent de vârsta. În fiecare miercuri, joi și vineri, începând cu ora 20 și 45 de minute, Adriana Ene va aduce Sfertul de poveste. Veți avea ocazia să redescoperiți poveștile copilăriei, să ascultați basme necunoscute, să vă întâlniți cu personaje alese și să călătoriți peste mări și țări în lumea fascinantă a poveștilor. Emisiunea Bucuria Poveștilor nu se mută de la Radio Trinitas la Trinitas TV, dar vine și la Trinitas TV cu o propunere de poveste pe seară. Adică miercuri, joi și vineri în fiecare săptămână, vă invit să ascultați câte o poveste care este dedicată nu doar copiilor, ci și adulților, pentru că știți foarte bine că poveștile au mesaj și reprezintă o terapie și niciodată nu sunt scrise doar pentru copii, așa cum s-ar crede. Arta de a spune povești întotdeauna testează imaginația. Sunt prezente personajele din poveștile respective pe care eu le spun. De altfel, de aceea este indicat întotdeauna să transmiți povești copiilor sau de aceea este indicat ca uneori să realizezi terapie narrativă, terapie prin intermediul poveștilor, deoarece te ajută și să-ți imaginezi personajele din povestea respectivă, te ajută să-ți cauți și mesajele și mai mult te poate ajuta să devii tu la rândul tău un povestitor și să transmiți povestea mai departe. Din 31 octombrie, în fiecare seară de miercuri, joi și vineri, de la ora 20 și 45 de minute, vă invităm să urmăriți Bucuria Poveștilor.